Această metodă de post, dieta hiperhidratată, este încă în stadiu experimental. Materialul video de față are doar un scop informativ și reprezintă un jurnal video al autorului. Dacă intenționați să puneți în practică această metodă, este important să rețineți că o faceți pe riscul dumneavoastră și răspunderea pentru consecințe vă revine în exclusivitate. Dacă totuși doriți să puneți în practică metoda de post dieta hiperhidratată, atunci vă recomand ca înainte de a o face să citiți de mai multe ori următoarele articole publicate pe forumul Suflete Pereche. Autodisciplina 60, autodisciplina hranei, noțiuni de bază. Autodisciplina 61, autodisciplina hranei, setul de reguli de HH. Nerespectarea acestor recomandări și a disciplinei de post poate conduce la situații care să necesite intervenții medicale de urgență. Bine, te-am găsit și îți mulțumesc pentru faptul că te interesează jurnalul meu video privind postul dieta hiperhidratată. Astăzi voi discuta despre săptămâna 13 de post. O să încep, ca și până acum, cu dieta zilnică. Așa cum spuneam ceva mai înainte, o să încep cu meniul pe fiecare zi. O să fac rezumatul datelor. Ziua 85, săptămâna 13, ziua 1, vineri 24 martie 2023. După cum se vede aici, astăzi am mâncat ceva mai consistent. E vorba de piure de cartofi, rețeta de HH15. În rest, cantitatea totală de hrană 6,79 kg. Echivalent solid grame 564 de grame, ceea ce înseamnă foarte mult. Concentrația în solide totuși am reușit să o păstrez în limitele propuse, 8,29%. Concentrația medie pe zile 59-85 este 5,74%. Trecem mai departe la ziua următoare, ziua 86, săptămâna 13, ziua a doua. Sâmbătă 25.03.2023. După cum se vede de aici din meniu, am renunțat la mai gros, mai consistent. Deci pe ziua 86, total hrană 4,15 kg, echivalent solid de 232 de grame. Concentrația în solide a zilei 5,59 grame. Pe ansamblu zilele 59-86, concentrația medie este 5,73%. Hai să trecem acum la ziua următoare. Ziua 87, săptămâna 13, ziua 3-a, duminică 26 martie 2023. Aceeași poveste, am renunțat la piureu de cartofi. Total hrană 4 kg, echivalent solid de 187 de grame, deci ceva mai bine. Concentrația în solide a fost mai mică, 4,67% pe zi, iar pe intervalul Z59-Z87, concentrația mea de 5,7%. Ziua 88, săptămâna 13, ziua 4, luni 27 martie 2023, un meniu ceva mai puțin solicitant, 3,96 kg total hrană, echivalent solid de 218 grame, concentrația în solida zilei 5,5%, intervalul Z59-Z88, concentrația medie 5,69.
Ziua 89, săptămâna 13, ziua a 5-a, marți 28 martie 2023. De data asta am călcat pe bec, am mâncat iar arahide, am rumegat iar. Deci, total hrană 6,07 kg, echivalent solide 434, mult. Concentrația în solide s-a reflectat și aici, 7,14%. Pe interval 10-59-10-89, concentrația medie 5,74%. În sfârșit, ziua 90, săptămâna 13, ziua 6, miercuri, 29 martie 2023. De data asta un meniu puțin mai relaxat. Total hrană 4,35 kg, echivalent solidă 245 de grame. Concentrația în solida zilei 5,63%. Pe interval 10-59-90, concentrația medie este 5,73%. Ziua 91, săptămâna 13, ziua a 7-a, ultima zi a săptămânii, joi 30 martie 2023. După cum se poate vedea, ceva mai multă mâncare. Total hrană 6,08 kg, echivalent solide 362 de grame. Concentrația în solide m-am păstrat în limitele 5-6%, deci 5,95% a zilei. Iar pe interval Z90-91, deci atenție, s-a schimbat luna, de aici vine reindexarea. Concentrația medie este 5,95%. Am să amintesc faptul că această schimbare a bazei de calcul a concentrației mediei provine din faptul că am început dieta hiperhidratată în decembrie, în 30 decembrie, deci două zile au fost din decembrie și eu le-am alocat luni ianuarie ca să am o modalitate de a face un calcul mai apropiat de calendaristică. Deci ianuarie 31 de zile, februarie 28 și așa mai departe. Și de aici provine reindexarea asta. Deci reiau concentrația medie pe intervalul Z90-Z91, 5,91%. Cam asta ar fi situația. Afișez acum pe ecran și rețeta de HH15. Și cam asta ar fi povestea cu meniul săptămânii 13 a postului de HH. Cam asta a fost așadar povestea cu regimul alimentar în săptămânii 13. Ca remarcă pe ansamblul săptămânii, pot spune doar că, cu excepția a două, hai să spun, încălcări ale compoziției hrane, deci piureul de HH15 și arahide mâncate ca atare, în rest a fost ok. S-au întâmplat multe, m-am schimbat destul de mult. Probabil că pentru cei care sunt interesați de post, începând de la săptămâna 10 încolo, a început să devină mai interesant serialul meu, jurnalul meu video. Deci, pe lângă cele două aspecte semnalate, în rest tot a fost ok. Poveștile legate de foame în timpul postului s-au dovedit să fie niște simple povești. Senzația de foame într-adevăr apare, dar apare la alt nivel, a dispărut de la nivelul organelor, se pare că se deplasează către nivelul țesut celular. Deci asta ar fi o mențiune particulară, dar mai am nevoie de multe experimente ca să mă lămuresc. Sunt foarte multe lucruri de învățat. Cam asta ar fi. Încă o dată îți mulțumesc pentru faptul că mi te-ai alăturat la acest jurnal video și dacă te interesează, așa cum am mai spus-o și în episodul anterior, așa cum am spus-o și în cursul RDL, te aștept pe forum, pui întrebări, în măsura în care mă pricep, îți ofer răspunsuri,
Iar acolo unde îmi ridică și mie probleme, ce putem face altceva decât să căutăm împreună? O zi bună îți urez și pe săptămâna viitoare, când sper că voi reuși să prezint episodul 14, săptămâna 14, și până atunci să auzim de bine și să ne vedem cu bine. Șervan Sămnescu, cu mult dar.